Compania Huilei așteaptă o ordonanță de urgență pe care guvernul ar putea să o dea miercuri săptămâna viitoare. Aceasta vizează înființarea și funcționarea societății ce va gestiona grupul neviabil de unități miniere care intră în închidere. Până atunci, reprezentanții minelor merg la București să discute cu cei din ministerele de resort. Vom avea și mâine, respectiv joi, 25, dacă nu mă înșel, 25 octombrie, întâlnire la Ministerul de Finanțe. Dorim ca această ordonanță să intre pe ședința de guvern din data de 31 octombrie pentru a putea funcționa Societatea Națională de Închidere de Mine cu data de 1 noiembrie 2012. Dar, repet, vom face tot ce este posibil. Mai mult, discuțiile vor fi purtate și la Ministerul de Justiție și la cel de Finanțe, ori la Ministerul Muncii. Practic, ordonanța ce trebuie emisă prevede ca noua societate de închidere a minelor să preia din mers cei 2455 de angajați pe care minele Paroșem, Petrila și Uricani, care se închid, îi au acum. Mai mult, noua societate va gestiona și disponibilizații, iar cifrele sunt deja stabilite. Societatea Națională de Închidere de Mine va avea un calendar și e normal ca în următoarele luni să fie disponibilizări în funcție de acordul pe care îl vor avea cu partenerii sociali, cu sindicatele și de calendarul necesar acestor disponibilizări. Eu cred că în prima parte a anului viitor, respectiv luna ianuarie-februarie, vor avea loc disponibilizări cumulate anul 2012-2013, dacă nu mă înșel, 515 persoane. Cei care vor pleca sunt de la minele neviabile, care vor intra în închidere și conservare, și responsabilii din CNH susțin că producția nu va fi afectată.